Sunteți gata? Colegi? Bună ziua la toată lumea! Astăzi noi vrem să facem un anunț de importanță națională cu un apel către agricultori și cetățenii din Republica Moldova. Ofer cuvânt pentru început doamnei Șpier, directorul Moldexpo, Republica Moldova. Da, mersi mult și pentru invitație și oportunitate. Deci suntem cu dumneavoastră, de fapt, la conferința de presă dedicată lansării expozițiilor Mold Agrotech și Farmer, ediția 42 a expoziției Mold Agrotech și ediția 26 a expoziției Farmer și, în ultimul rând, Târgu Toamna de Aur. Deci, care a fost scopul organizării acestor evenimente? Este o platformă unică pe care noi întrunim tot sectorul agricol, unde oferim posibilitatea atât de expunere a tehnicii agricole, a utilajului nou, modern, școlarizarea agricultorilor în acest domeniu, cât și o platformă în care producătorii noștri autohtoni, fermierii noștri, își pot vinde și etala roada anului acesta. De comun cu Ministerul Agriculturii am lucrat la atragerea participanților, avem peste 200 de companii, avem o expoziție internațională, avem reprezentanți, sigur, cu companii din Republica Moldova, din Austria, din Italia, din România și din Ucraina. Pe parcursul acestor zile, concomitent, în comun cu Ministerul, vom desfășura și un vast program de afaceri, unde se vor aborda cele mai importante și cele mai interesante teme din domeniu, dar noutatea cea mare, că împreună cu colegii am revenit și la concursul Noutatea anului, care se desfășura și anterior în cadrul expoziției, aici participanții își expun utilajele și produsele de care au fost noutate pe piață atât internațională cât și națională. Și un juriu specializat va juriza, avem expuse la concurs circa 30 de probe, va juriza și va stabili învingătorii în cadrul expoziției care vor fi înmânate distincții și diplome de participare la acest concurs. Dar cred că mai mult detalii vine și domnul ministru câte dumneavoastră. Mersi. Noi avem de-a lungul anilor Ministerul Culturii cu Moldexpo o colaborare extraordinară și evident că ea este în interesul agricultorilor din Republica Moldova. Ce înseamnă în realitate aceste expoziții? În primul rând, noi vorbim despre 5 țări care participă și expun utilajele agricole și demonstrează agricultorilor din Republica Moldova toate noutățile care sunt în materie de tehnică. Spre exemplu, în acest an noi vom avea exemple foarte multe de mini-tehnică, pentru că noi avem micii și microfermieri din Republica Moldova care au nevoie de aceste lucruri. Noi vorbim despre utilaje care permit să economisești energie electrică. Și în contextul formării prețurilor de cost atât de mare la producția agricolă din Republica Moldova, orice proces de economisire înseamnă bani în plus care rămân la agricultor. Noi vorbim de o concurență acerbă în zonă, în regiunea noastră și din acest considerent, performanțele tehnologice pot face diferența când se vorbește despre prețul final de creare și atunci când tu trebuie să vinzi, ești competitiv sau nu ești competitiv. Și din aceste momente, participând la altfel de expoziții în calitate de participant sau vizitator, ai posibilitatea în timp real să afli toate noutățile care reflectă anul tehnologic 2023 în materie de tehnologii în agricultură. Ne mai vorbim de posibilitatea de a învăța tot ce înseamnă digitalizare, de a vedea noile modele de digitalizare care sunt prezente astăzi pe piața din Republica Moldova și nu numai, și de a avea posibilitatea să reușești să înțelegi importanța lor pentru afacerea ta personală și în plus noi avem programe de subvenționare la Ministerul Agriculturii, multe ori după ce faci această achiziție, reieșind din necesitatea afacerii tale, să fie subvenționată de către Ministerul Agriculturii. În plus, expoziția este locul unde se întâlnește cel care produce tehnologii, utilaje și acordă servicii cu beneficiarul, cu agricultorul în cazul concret. Lucrurile astea scurcircuitează deplasările agricultorilor peste hotare și din acest considerent apelul meu este pentru agricultorii noștri să viziteze acest târg extrem de important pentru ei și pentru a însuși toate inovațiile. În plus, noi avem Târgul Toamna de Aur, cum a spus doamna, și acolo sunt expuse produsele de la producători, de la fermieri din Republica Moldova. Asta este un apel către locuitorii municipiului Chișinău. Aveți o ocazie unică să veniți cumpărați la prețuri competitive produse direct de la producători
în cadrul acestui târg la Moldexpo. Avem în față sâmbătă, duminică, sunt două zile în care practic vă puteți plimba prin acea zonă și să vă bucurați de inovațiile tehnologice dacă sunteți interesați, dar și aveți posibilitatea reală de a cumpăra produsele de cea mai înaltă calitate de la fermieri din Republica Moldova și noi cunoaștem că calitatea produselor moldovenești, dacă vorbim segmentul de fructe, legume, este deja cunoscut pe tot globul, ne mai vorbim de zona noastră, de zona Europei, în care avem o faimă de producători notorii, de struguri, mere, prună și toate celelalte tipuri de produse care sunt crescute în Republica Moldova. Deci apelul nostru este pentru toată lumea să-și facă sâmbătă și duminică timp să viziteze în scopuri de a achiziționa fructe, legume și ori miere de albin, nuci, material săritor, toate bogățiile pământul nostru moldav, vândute direct de către producători, dar către agricultori să-și facă timp să viziteze această expoziție pentru a beneficia de informații la zi în materie de tehnologii pentru afacerea lor. Astea fiind spuse, noi vă mulțumim foarte mult. Și vă așteptăm 19-22 octombrie la Moldexpo, la expozițiile Mold Agrotech, Farmer și Toamna de Aur. Vă mulțumim. Noi mai avem o întrebare. Vă rog. Care este situația cererilor importate din Ucraina la moment? Încă o dată. Care este situația cererilor importate din Ucraina? Și nu cunosc care este situația importată, pentru că noi nu importăm nimic. Deci, a fost decizia Comisiei Situații Excepționale numărul 87, în baza căruia s-a introdus noțiunea de licențiere la importuri de cereale în Republica Moldova, pe trei grupi, vorbim de floarea soarelui, porumb și grâu. Noi am elaborat acel regulament, în acel regulament s-a prevăzut expres introducerea oamenilor din domeniul afacerilor și noi am inclus în comisie de la Ministerul de Economie, de la Ministerul Agriculturii, două persoane de la ANSA, Serviciu Vamal și trei reprezentanți a domeniului de afaceri. La etapa actuală, cum și era de așteptat, nu a parvenit din partea oamenilor de afaceri nicio cerere. Ok. Și dacă o să mai veniți cu măsuri pentru protejarea producătorilor de cereale? Fiecare zi, Ministerul Agriculturii lucrează pentru protejarea tuturor agricultorilor din Republica Moldova și Guvernul Republicii Moldova implicit. Asta este munca noastră. Vă rog, altă întrebări. Vă mulțumim foarte mult. Eu voiam să vă întreb strict la expoziția care va fi la Moldexpo. Spuneți-ne, domnule ministru, au crescut numărul persoanelor participante în comparație cu ediția precedentă sau este în scădere? Adică agricultorii deja și-au pierdut încrederea în stat și nu mai produc. Cred că e mai mult întrebarea pentru mine. Vreau să vă spun că expoziția nu scade numărul de participanți și acum, ca cifră de participare, noi avem atinsă cifra anului 2019 până la pandemie, unde expoziția Mold Agrotech era topul expozițiilor din Republica Moldova. Deci am atins cifra și cea avută și am crescut un pic și am avansat către un record nou de număr de participanți. Dar vreau să vă spun că s-a simțit puțin dificultatea, mulți dintre participanți poate și-au redus un pic spațiile, dar s-au găsit alții care pe parcursul a 3 ani nu ieșeau pe platforma expozițională, care au revenit pe platforma expozițională. Sunt companii care le avem absolut noi, care au apărut ca participante. Deci numărul de participanți și interesul față de expoziție este în creștere. Agricultura din Republica Moldova, domnișoară, este foarte diversă și lucrul ăsta este extrem de benefic. Situația agricultorilor din Republica Moldova este foarte și foarte diferită, extrem de diferită. Diferența face raionul din care tu vii, tipul de afacere pe care tu îl faci, cercul valoric din care faci tu parte și multe, multe alte întrebări. Dacă vorbim despre crescătorii de vaci de lapte, au o stare foarte și foarte bună, avem program național de dezvoltare a zootehniei în Republica Moldova și noi venim să rezolvăm prin acest program național nu atât
problemele unor fermieri care se ocupă de ferme de vaci de lapte, dar este program național pentru că unul la mână, noi trebuie să îndestulăm populația din Republica Moldova cu produse lactate de calitate originale din Republica Moldova și a doua, dezvoltând zootehnia, noi rezolvăm și problema exportatorilor de cereale din Republica Moldova. Ei nu mai trebuie să dea la export aceste cereale pe prețuri foarte ridici și reduse, trebuie să se includă în cercuri valorice din Republica Moldova. Trebuie să se vândă la crescătorii de animale, de păsări. Pentru că un kilogram de grâu trecut printr-un animal și vândut un kilogram de lapte ulterior, asta înseamnă sute de procente adaos comercial. Tu nici nu trebuie să mai ții cont că există un trader care îți cumpără de la tine grâu sau nu ți-l cumpără, îți oferă preț sau nu ți-l oferă. Deci noi cu asta ne ocupăm și asta facem. Dacă vorbim despre crescătorii de prună, au alte situații, care se ocupă de miere a treia. Situație. Este foarte și foarte diversificat și mai depinde de nivelul lor de asociere. S-au format într-o asociație profesională. Au cu totul alt tip de activitate, au cu totul alt tipuri de prețuri de vânzare. Crește strugurii tehnici, are contract de vânzare an de an a strugurilor săi cu un mare procesator. Are soiuri, are calitate, are registru pesticidilor folosite în procesele de stropire a acestei și îngrijire a viței de vii. Totul este atât de complex și atât de complicat. Și la atâtea răspunsuri, la atâtea întrebări trebuie să vii cu răspunsuri atunci când tu vorbești despre situația ta complicată sau mai puțin complicată, că niciodată nu trebuie să generalizăm despre toți. Totul trebuie vorbit foarte țintit și devenit cu soluții țintite. Pentru că nu iei la general, nu vorbim la hurtă și Ministerul Agriculturii exact așa procedează atunci când vorbim despre identificarea soluțiilor. Fiecare separat, fiecare contează, fiecare este important. Și noi cunoaștem problema fiecărui separat și venim cu soluții pentru fiecare separat. Atunci când generalizezi și când vorbești despre toți la general, tu vorbești despre nimic. Și din acest considerent, agricultura este importantă, ca să nu spunem că este cea mai importantă. Lucrurile astea, omenirea le-a înțeles destul de greu și destul de târziu. Noi vorbim despre situația pandemiei COVID. Atunci ne-a demonstrat la toți pe glob, într-o situație de criză, cum a fost situația COVID, tu rămâi în țara ta cu ce ai, la un moment dat. Vă aduceți aminte cât de complicat era să primești măști, cât de complicat era să primești halate și alte tipuri de produse care erau extrem de importante pentru medici, pentru a salva vieți umane. Și la aceeași situație era și cu aprovizionarea, cu mâncare, cu alte trasee comerciale și multe, multe alte întrebări. Și în acest considerent, pentru că Ministerul Agriculturii este responsabil de garantarea siguranței alimentelor și securității alimentare. Securitatea alimentară înseamnă că noi în Moldova trebuie să avem cantitatea de alimente care să ne acopere un număr X de zile, chiar dacă noi nu avem niciun fel de import și toată populația va fi în siguranță aici și nu va muri nimeni de foame. Și în acest considerent, noi dezvoltăm programe naționale de zootehnie, noi dezvoltăm program național legat de irigare, noi dezvoltăm program național de dezvoltare a producției ecologice, care sunt de înaltă plus valoare. Asta sunt trei programe în derulare a Ministerului Agriculturii cu mare și mare efect pentru agricultura din Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult!